Nimeni nu s-a certat cu Cristi Cherchez. Nu a existat niciun conflict verbal cu domnul Cristi Cherchez. El e de față aici, poate să vă spună. A fost o hotărâre de a antrenorului să nu mă lucreze pentru o perioadă nedeterminată, deci nu determinată, nedeterminată, cu el, din anumite motive. El știe foarte bine și a asumat aceste greșeli, a recunoscut de față cu mine și cu antrenorul și a cerut scuze, știe că a greșit, ce greșeli a făcut omenești și orice om greșește, că nu suntem roboți. Am înțeles, este jucătorul nostru, noi avem nevoie de jucătorul Cherchez ca și valoare. După ce a fost suspendat de Silviu Dumitrescu din lotul echipei pentru indisciplină și trimis să se antreneze cu juniorii, Cristian Cherchez, deținut în coproprietate de Chindia Târgoviște și FCM Târgoviște, a ales să-l urmeze pe fostul antrenor Flaviu Stoican, deși oficialii nu bătuse palma. Astfel, târgovișteanul va rămâne pentru moment doar cu experiența cantonamentului din Mărbela și antrenamentelor petrecute alături de dinamoviști, deoarece Constantin Anghelache, președintele lui Dinamo, nu a acceptat oferta propusă, care s-ar fi ridicat la vreo 20.000 de euro. Jucător de valoarea lui sau de valoare lui Honciu sau Anton, nu poate să plece gratis la un club bun. Mie îmi pare bine că Cristi Cherchez a venit înapoi. Nu a existat niciun conflict între mine și el, nu a existat un conflict între el și antrenor, doar pur și simplu a fost trimis să antreneze cu echipa de juniori, după care a fost problema cu Dinamo. Nu am ajuns la un consens cu ei și cu Șotânga. Noi am solicitat anumite chestii, ei Dinamo n-au vrut. În fine, a fost o chestie care, până la urmă, bine că s-a rezolvat. Cum era și normal, fiind jucătorul nostru, a trebuit să vină la pregătire și la antrenament. Președintele Muguru Bărumbacu nu exclude însă în viitor transferul lui Cristian Cherchez, având în vedere că performanțele acestuia au reușit să strânească interesul și altor cluburi. Pofir a intrat și nu mi-e rușine și nu mi-e să-i spun că am discutat și cu el, a intrat Pandurii Târgu Jiu și Vaslui, m-au întrebat de el, Ciobotariu fiind fostul meu antrenor, și Pandurii m-au pur și simplu sub formă de întrebare. Pentru că sunt jucători care au atras atenția până evoluțiile lor și i-am spus și lui Cristi, de acum încolo numai de el depinde ca să facă pasul. Eu îmi doresc foarte mult și acționarii își doresc foarte mult ca jucătorul Cherchez, jucătorul Honciu, Anton, Popescu, eu știu, Ispas, Văduva, cine mai e, să facă pasul mai departe. Și m-aș bucura foarte mult pentru că sunt jucători tineri și merită. Dacă echipele vor fi interesate și ei vor fi de acord, vă dați seama că vor ajunge mai sus, dar v-am spus.